Programul ce vizează ajutorul de minimis pentru roșiile cultivate în spații protejate este pregătit temeinic de conducerea Ministerului. Secretarul de stat, Daniel Botănoiu, susține că deja se așteaptă primele cereri pentru sprijinul acordat cultivării de tomate. De asemenea, cei care doresc să obțină acest ajutor financiar din partea statului pot depune documentele necesare. Subvenția pentru culturile de roșii din spațiile protejate se va acorda începând cu anul acesta și se așteaptă o cerere destul de mare din partea producătorilor. De la data publicării pe site-ul oficial al ministerului, a hotărârii privind ajutorul de minimis între autorități și fermieri, a avut loc o serie de întâlniri și discuții. Se dorește o cât mai bună informare a agricultorilor despre facilitățile pe care le pot obține în 2017. Depunerea cererii de înscriere în program împreună cu următoarele documente: copia cărții de identitate, copia certificatului de la oficiul național al registrului Comerțului, dovada contului bancar, adevărință de la Registrul Agricol, declarația pe propria răspundere. Direcțiile agricole înregistrează cererile și verifică sumele primite anterior ca ajutor de minimis pentru perioada 2015-2017. Direcțiile agricole verifică în teren în maxim 5 zile de la data comunicării de către solicitant în ființarea culturii. După valorificarea produselor, solicitanții depun la direcțiile agricole documentele justificative, dar numai târziu de 27 decembrie 2017. După verificare, direcțiile agricole aprobă sumele și completează registrul unic pentru accesarea programului. Ministerul Agriculturii transmite situația centralizatoare la Ministerul Finanțelor în vederea deschiderii creditelor bugetare. Se alimentează conturile direcțiilor agricole. Direcțiile agricole virează banii în conturile beneficiarilor. Dacă solicitantul a depus cereri în mai multe județe, plata se va face din partea structurii unde există cea mai mare suprafață de teren. Pentru a fi eligibil, beneficiarii au obligația să îndeplinească, cumulativ, o serie de condiții. Să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spații protejate de minim 1000 de metri pătrați, marca la loc vizibil cu o placă indicator inscripționată Program Susținere Tomate 2017 și să menționeze numărul cererii depuse pentru obținerea finanțării. Să obțină o producție de minim 2 kg de tomate pe metru pătrat și să valorifice o cantitate de tomate de minimum 2000 de kg dovedită cu documente justificative de pe suprafața de teren menționată. Să fie înregistrați în evidențele registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în serii și solarii. Să valorifice producția în perioadele ianuarie, mai, inclusiv și noiembrie 20 decembrie inclusiv.